Mama devine din ce în ce mai invizibilă, tatăl din ce în ce mai distant. Copiii sunt singuri, cu un frigider plin, canale porno, filme de groază și science fiction. Nimeni nu mai observă că după o vreme tata nu mai vine acasă, că trimite banii prin poștă și mama a intrat într-un club de doamne. Mai târziu, copiii vorbesc de faptul că au două familii, patru părinți și alți frați. Oare de ce ni se pare că e bine?